Salutare, prieteni! În episodul de astăzi o să pregătim mânătărgile de plop cu usturoi. Pentru început trebuie să le spălăm, după care le tăiem felii. Gata, oameni buni, le-am spălat, le-am tăiat felii. Acum urmează să toc două cepe, să pun ceapa la călit, după care vom adăuga mânătărgile de plop. Să știți că astea de plop se negrez după ce le tăiați. Să nu vă fie frică, pentru că nu sunt otrăvitoare, așa se fac ele. Se negresc. Și acum să curățăm și să tăiem ceapa. Am pus ceapa la călin. Amestecăm să nu se ardă. Și o ținem până se moaie ceapa. Și o lăsăm până se moaie. După ce se moaie ceapa, o să adăugăm ciupercile, adică mânătărgile de plop. Eu amestec mereu în ea, ca să nu se prindă, să nu se rumenească rău. Pentru că îmi place să fie mai albă mâncare decât arsă, rumenită. După ce s-a moiat ceapa, băgăm ciupercile. Amestecăm puțin în ele ca să se amestece ciupercile cu ceapa. Apă nu o să punem, pentru că o să fie apă din ciuperci. O să-ți lase apă după câteva minute. Vedeți, ele sunt negre pentru că sunt de plop. Acum le lăsăm puțin să fiarbă în sucul propriu. Deja ia uite câtă apă și-a lăsat. Și mai mestecați puțin prin ele așa din când în când, la interval de 5-10 minute. Și să fiți foarte atenți să nu scadă apa. Dacă a scăzut apa, trebuie să mestecați permanent ca să nu se lipească. Și când o să scadă apa, sunt bune de mâncat. Cele mai gustoase, ciuperci. Ciupercile culese din pădure sunt cele mai gustoase. Și acum o lăsăm să fiarbă. Durează puțin să scadă apa. Între timp o să curățăm usturoiul. E aproape gata. Am scăzut apa. Mai lăsăm 2-3 minute. După care oprim focul și adăugăm usturoiul. Am luat-o după foc și acum punem usturoiul. Ori îl tocați mărunt, ori cu ajutorul unui de ăsta de pisat usturoi.
Oameni buni, cam asta a fost, cam așa se gătește ciupercile de plop. Se gătesc la fel ca cele de stejar sau de foag. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.